Este pregătită o a doua rundă de negocieri pentru pace în a șaptea zi de război. Delegația rusă la Belarus a ajuns acolo. Ucrainenii au plecat din Kiev. Prima rundă a negocierilor a fost ratată. Sunt 7 zile de când ucrainenii țin piept armatei lui Putin, timp în care 2000 de civili ucraineni au murit. Au fost salvați 150 de oameni cu prețul vieții a 10 salvatori. Asaltul este concentrat astăzi asupra celui de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, Harkov, aflat la 40 de kilometri de granița cu Rusia. Оборотися ця нація буде до кінця свого життя. Ось і все. Ucraina este destul de mult ajutată ca să nu pice capitala atât de încercată în aceste momente.